Deciziile importante pentru municipiul Botoșani vor fi luate de astăzi de un nou executiv. Membrii aleși în urma scrutinului din luna iunie 2024 au participat luni la ceremonia de constituire a Consiliului Local, dar și de investire a celor doi viceprimari. La ceremonie au participat protopopul Petru Fercal, care a rostit rugăciuni la început de mandat, dar și parlamentar social-democrat și directorii instituțiilor aflate în subordinea primăriei municipiului Botoșani. Noul Consiliu Local este compus din 23 de membri aleși în urma scrutinului local. Reprezentarea politică este următoarea: PSD cu 13 consilieri, PNL cu 7 consilieri și AUR cu 3 consilieri. Partidul Social Democrat, care deține majoritatea în Consiliul Local, i-a propus pentru cele două funcții de viceprimar pe Bogdan Buhăianu și Dana Bețenchi. Domnul Bogdan Buhăianu are 13 voturi, doamna Bețenchi Dana 14 voturi, domnul Amos Andrei 7 voturi. Felicitări, domnule viceprimar. Felicitări, domnule viceprimar. Primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei, care a depus jurământul în urmă cu o săptămână în fața unui judecător, i-a felicitat pe aleșii locali pentru mandatul obținut și a făcut apel la toleranță, după ce cei trei consilieri AUR s-au retras de la votul pentru stabilirea viceprimarilor, părăsind sala de ședințe în semn de protest. Stimați colegi, dragi consilieri, vreau să vă felicit pentru faptul că ați obținut acest mandat și îmi doresc foarte mult ca în următorii 4 ani să reprezentăm oglinda societății. Suntem un fel de parlament local, eu parte executivă, dumneavoastră deliberativă, dar cel mai important este că suntem în slujba cetățenilor și îmi doresc să confirmăm acest lucru prin fapte și, bineînțeles, și prin dezbateri care uneori au tentă politică, dar sper să ne tolerăm unii cu alții. Felicitări și mult succes!